Dă-mi fata. E chiar așa de interesant ce citești tu acolo? Nu interesant, e interzis. Poftim. Mai nou, ăsta e un scriitor interzis. Fata mea, ăsta nu este scriitor, este filozof. Mă rog. Ia vino și spală-mă. Hai mă, vino și spală-mă tu pe spate, te rog. Mai lasă alifină. Demolează și clădirile, nu numai filozofii. Așa că ce te mai miri. Stai, mă, că mă gândim. Cum demolează? Uite, așa vine. Știi blocul ăla din centru? Care? Ăla construit de Gojiman. Da. Cariatidele alea splendide. O să fie demolat. De ce? Te țâțe! Ia nu și mie o țâțică. Stai, mă. Uite așa. De țâțe, de țâțe. Tovarășul Calcan a dat ordin. Terminăm cu porcările astea. Nu a spus nimeni că este idiot? Ena, toată lumea știe că tovarășul Calcan e idiot. A dracu are curaj să-i spună? Hai, mie mi-a dat ordine. Cum ți-a zis? Dărâm tâmpenile astea. I-am spus, tovarășul Calcan e păcat. Este o operă de artă, e ceva frumos. Un frumos tovarășa. Dumneata, ai umblat pe stradă, în curul gol. Asta ar fi ceva frumos? Da.
fața la perete, că tu ești de aici. Ce faci, bă, Victorie? Hai, n-am întrebat. Hai, mă, curaj! Iartă-mă că te primesc așa în papuț și am alergat toată ziua, mi s-au înfăt picioarele. Ce vrei, bă, meseria, dracule? Stai, stai, ia loc. Tu știi unde suntem noi aici? Cred că la miliție. Miliție, pe dracu. Suntem la securitate. Tot un drac. Nu-i tot un drac. Dar stăm aici la taclale și doamna ta acasă singură speriată. Păi cum să nu fie speriată? Te-am luat noaptea din pat de acolo, s-a speriat, săracă, e sigur că... Da, las-o, repară-mi imediat. O rezolvăm noi, uite. Așa. Scrie. Ce să scriu? Tu ești cu cătuș și a plecat de bitocul ăla cu cheia. N-ai nimic. Mă rog, las că scriu eu. Spune. Ce să spun? Cum a fost cu sumanele negre? Tu trebuie să știi. Noroc. Mulțumesc. Noi știm că tu n-ai fost șef, n-ai omorât oamenii. Dar alții au făcut porcăria asta. Tu trebuie să știi, nu? Uite-te atent la mine, sunt un om serios. Am cu totul alte preocupări. Sunt profesor universitar, ce să caut eu la somanele negre? Sunt filozof, pot dovedi cu martori, e o prostie. Prostia se cam plătește. Ce spui tu dacă îți dovedim cu acte în regulă că ești terorist? Eu? Ce pot să spun? Că e o greșeală, o confuzie. Ce confuzie, domne? Uite aici. Scrie negru pe alb. Nu, nu, nu. Dacă ne-i spui pe aia, noi nu te mai dăm în judecată. Plasăm dosarul, tu te duci frumoșel la doamna ta, beți un vin fiert și gata. Domnule, te rog frumos, șupește-mă de nas. De ce? Ca să fiu sigur că nu visez. Aoleu, Victorie, dar tu ești obosit, drama. Nu e nimic. O să te duci într-o celulă, te odihnești bine și mâine ți-aduci aminte. Hai, mă, tușește mai încolo. Despre ce? Despre ce să-mi amintesc? Despre asta. Iustin Comănescu. Am fost prieteni. Da. Cred că acum e pe undeva prin Austria sau prin Italia, dracu știe. E în Elveția. Unde? În Elveția. Pot duce bine de la împaștere, măsii. Citește mai departe. Păi citesc, nu văd nimic. Cum nu vezi, mă? Păi scrie negru pe alb, uite aici. Aștept ordinele dumneavoastră. Asta e nu ordinele, ordonanțele. E tot aia. Nu, nu-i tot aia. Doamne, bine că e numai asta. Stați să vă explic. Când eram studenți, eu cu colegul ăsta al meu, cu Iustin, am fost la un spectacol de stradă și acolo ne-am amuzat de o scenetă între un major și un soldat. Majorul beșterea pe soldat și soldatul ăsta repeta într-una ca un idiot cu mâna la chipiu să trăiți, aștept ordonanțele dumneavoastră. De atunci eu cu colegul ăsta al meu, cu Iustin, de câte ori ne despărțeam, în loc să spunem la revedere, spuneam să trăiți, aștept ordonanțele dumneavoastră. O glumă. Glumă pe dracu, e o scrisoare. E o scrisoare trimisă ție de acolo. Noi am pus mâna pe ea, ce să facem? Ghinionul dracului. Iustin ăsta a omorât oameni.
Cine sunt aia cu care a lucrat el? Cine sunt? Tu trebuie să știi. De unde să știu? Nu numai că nu știu oamenii, dar nici nu mi-a trecut prin cap că Iustina lucra la Somadele Negre. Păi atunci de ce așteaptă ordine de la tine? Nu ordine, ordonanțe. Păi tot aia e. Nu-i tot aia. Păi, mă rog, mai gândește-te, eu am timp. Domnule, cum vă numiți? N-are importanță. Să nu mi-o luați în nume de rău. Sunt sigur, nu vă supărați, n-aveți nicio vină. Sunt sigur că faceți o confuzie fonetică. Mă rog, se poate. Pot să mă adresez unui superior al dumneavoastră? Sigur că da. Să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Ai vrut să vezi un superior. Poftim. Ăla e în față. Intelectual. Ați pus în pericol Transilvania. Primești și dai ordine din străinătate împotriva regimului. Ești un criminal. Domnule, în concepția dumitale, acuzatul mai are dreptul la apărare sau este deja condamnat? Ce apărare? Ai scrie clar. Dai ordine. Ce fel de ordine și cui? Acolo scrie ordonanțe, nu ordine. Înseamnă altceva, este cu totul altceva. Da. Mai gândește-te. Chiar nu înțelegeți că e o glumă? Ba da. Păi atunci dați-mi drumul acasă. O să-ți dăm drumul, dar mai întâi trebuie să ne spui ce fel de ordine așteaptă aia de la tine. Ordonanțe! Ce dracu, mă, Petrini, mă, tu ești un intelectual, mă. Sau te pretinzi un intelectual. Tu nu pricep că cu ordonanțe sau fără, odată intrat aici, nu mai ieși. Tu trebuie să recunoști că ești un criminal. Noi nu ne grăbim, avem tot timpul. Ce dracu, n-ai învățat lecția? Domnule, ești o canalie. Nu crezi că va trebui să-mi dovedești vinovăția? Thank you.
filosof. Ia uite, domnule. Tu vă mumă în cur. O meserie n-aveți, dar pretenții cu carul. Mă, tu te uiți urât la mine. Te uiți urât. Ce-o fi, mă, în capul ăsta al tău? Hă? Ce mi-ai face tu dacă ai avea puterea? Pleacă-mă de aici. Gicuță! Da? Da, domn șef. Fă-i o percheziție. Caută-l și în cur, că se uită dușmanos. Am înțeles. Hai, mamă, rădule, jos textilele. Hai. Așa. Așa, pic. Stați că mă gâdil. A, te gâdil. Pardon. Ce-o să te cupă să termină cu ulă și intră în mare? Nu știi... Nu știu. Peninsula. Nu-i nimic mai departe. Ce începe cu P se termină cu ulă și are păr. Pensulă. Bravo. Ce începe cu P se termină cu ulă și face așa? Pendulă. Nu. A, pe asta e. Că pendula face așa. Hai, băieții. Hai, băieții. Se la luptă finală. Bagă de seamă. Lexicul lor nu depășește 200-300 de cuvinte. Sunt excesiv de triviali și orgolioși ca toți proștii. Dacă le vorbești altfel, te omor. Mesdames, messieurs. Descurcați-vă. Să dormi. Sus. Hai ușa. Mamă, ce duhoare. Auzi. Ps. Dai-mi cu minte acolo. Domnul. Să vă ajute Dumnezeu.
Permiteți să raportez? Vedeți dumneavoastră noi educatorii, pedagogii, suntem ca niște doctori. Care stă? Stă la căpătâiul bolnavului și așteaptă. Așteaptă până se face bine. Adică să ridică pe picioarele lui. Că de nu o merlește în Cristoși măsii. Avem aici reprezentanți din toate categoriile. Care e ministru? Prezent! Adică a avut funcția asta în fostul regim. Avem miniștri, avem profesori de facultate, avem ingineri, filosofi, artiști. Toți a venit aici pentru reeducare. Adică să înveți o meserie din care să se hrănească? Meserie! Să se hrănească? Pe sine. Pe sine. Și ulterior, familiile lor. Familiile lor! Asta e. Oh. Nu-l faceți asta. Nu faceți asta, că nu ies bine în poze. Ia uite la Dumnezeu cum se cacă pe mine. Șeful, știi cum se uite el la mine? Ca la Dumnezeu. Cum vă uitați, mă, la mine? Ca la Dumnezeu! Cum? Ca la Dumnezeu! E bine? E bine? Stați jos! Domnilor, cu ajutorul unui instrument ingenios, vom învăța să facem împreună lucruri folositoare pentru oameni, pentru țărani în special. Căci meseria este brățara de aur, așa e? Așa e! Asta e. Și anume, coșuri. Hai. Ce este un coș? Un obiect de nuiere. Sus. Ce este un coș? Un obiect de nuiere. Un obiect de nuiere, foarte bine. Să repetăm cu toți împreună. Ce este un coș? Un obiect de nuiere! Asta e. Jos. Așa. În ingeniozitatea lui, țăranul își împletește un coș care îi permite să evalueze recolta de porumb pe un pogon. Adică numără câte coșuri a dus acasă și știe câte duble are. Nu. A făcut? Corect. Dar pentru asta cineva s-a gândit cu capul lui să vină în ajutorul țăranului și a inventat un instrument mai ingenios decât briceagul lui. Așa a apărut cosorul, zis a lui Moceanu, pentru că așa-l chema pe inventatorul lui. Moceanu. Asta-i. Moceanu. El are două părți. Partea lemn-oasă și partea fer-oasă. Deci să recapitulăm pe scurt. Cosorul lui Moceanu a fost inventat de... Moceanu. El are... Două părți. Partea lemn-oasă și partea fer-oasă. Fer? Oasă. Asta e. Vezi, mă? De-aia îmi place mie să lucrez cu intelectuali. Ăștia prinde repede.
Să ne frigem în bulane de ne sar capacele. Hai, scoală-l și pe ălălalt. Lăsați-l să doarmă, e bolnav. Are tuberculoză, a făcut și o criză. Și? Uită-mă o curvă și o țuică. Și iar ne râdem. Că așa ne place nouă să ne râdem. Așa ne place. Nu! Fără bocanci. Mergem de sculți. Ha! Chiar pe ulicioara mea, toate la împilin s-a stins. Numai la mândruța mea, arde un încer ce vrea. Arde că electrica. Mă, v-am adus la băi. Face piciorul mic. Of, 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 of. Fă-te-o, bă, Cristoane și Dumnezeu, la mami, la patre. Vă omor, mă! Aici vă îngrop! Să-l ierte. Viața asta e un mare căcat. Și mai bem o băutură alcoolică. Mergem în dormitor. Executăm programul de dimineață. Ne îmbrăcăm frumos. Și coborăm în mină. Să muncim. Lasă-mă pe mine să-mi ving.
tu fă de că lucrezi. Na, a căzut un dobitoc. Hai mă, mișcă! Următorul! Ce vrei? Sus la bazarele scândurile e putrede. Nu belești ochii, belești belengherul. Următorul număr. 1753. Ce zici, mă? 1753. Ce spui, mă? 1753. Ia vină, mă, încoa. Ce ai spus? 1753. Au! Ce omul? Scristoși, mă, te s-a spus de mine. Te omul. Îți bagi joc de mine, mă? Vrei să mă îndâși fir armăta al dracului de bani? Te omor, aici mori. E 17 cu 53. E 17 cu 53. 17 cu 53. Păi așa, vezi? Futu-vă, muma, în cur de reacționari. 17 cu 53. Învățați-mă să vorbiți românește. Futu-vă, muma, în cur de haimanale. Nu te mai uita așa că te spun. Hai să ținem pista, Matin. Ce e, mă-ți rău? Nu, mă simt excelent. Petrini, am un mesaj pe care vreau să-ți încredințez pentru iubita mea. Memorează. Fii atent. Zi. Iubito, mă gândesc la tine. Extraordinar. Ca un burfaș la ceasul unui lord. Genial. Și se ciocnesc în carnea mea drezine. Și cai fac atac de cord. Bravo. Bravo. Ce vrei, mă? Am murit Macici. Distracția s-a terminat. Hai.
dimineața. Am să spun ceva. La ciorbă. Păi, tipă, a la grec? Pop de ter, a la grec? Așa. Șucru, a la grec? Păi, tipă, a la grec? Așa. Poate că avea la spartă. Intră și acote. Așa. Șucru ăla grec. Grecule, trebuie să mă ajuți. Dumnezeu cred că vrea să mă umoare. E de serviciu cu mine la bucătărie. Hoț! Se la luptă finală, grupul nu e de mă. La internațională, să vrea de germă. La pod. La pod! Așteaptă aici. Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu? Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare.
să îmbătrânești, noapte de jos cu tot iubit, și cât de mult ai iartă-mă, domn șef! Domn șef, nu mă lăsa! Duiosule Sămoare, ai ceva de comunicat posterității? Te bag în pista, mă!
E închis. Nu vezi că e scaunul în ușă? E închis. Zoico! Zoico! Să trăiți. Nu mă recunoști? Este dumne. Noi n-am lucrat împreună la un moment dat, nu? Aștept ordonanțele dumneavoastră. A ieșit din pușcărie. Te oprită ei să te îmbeți să faci scandal. De ce ai venit aici, mă, derbedeule, mă? Mitică! Ia vezi cine, mă, s-a încurie ăsta, mă! Bună, mă, Rafael! Zoico! Adu-l încoace, mă! Adu-l, mă, încoace! Ce caută ăsta aici, mă? Ia cheamă miliția să vedem cine, mă, s-a încurie ăsta, mă! Cine ești, mă, fătos greu, mă, tindar? Nu!
Eu. Hai tu. Mama, e cineva la ușă. Ai întrebat cine? Da, și-a spus eu. Bine, du-te și tu. Lasă-l. Hai, du-te. Cine e? Eu. Eu. Mă duc să fac o baie. Unde-i Silvia? Du-te în pizda, mă, la culcare! Fata mea, eu repet scena asta de 10 ani. Potolește-te. Bonsoir. Mă duc să fac o baie că put. Vezi că ți-ai pus sigara invers. Ce faci, Tamara, pierzi sau câștigi? Da, că nici nu mai știu unde e clanța. Puneți-mi și mie un coniac. Ce-ați lăsat, dragă, ușa lipită de perete? A venit. Cine? Victor. Ăsta-i al tău, nu? Da. Și tu cine ești? Amantul nevestii mei? Nu, suntem căsătoriți de 9 ani. Și pe Matilda cum o cheamă? Matilda și mai cum? Calcan. Cum? Calcan. Ăla cu care e atidere? Și pe fetița mea o cheamă Silvia Calcan. Da. Te omor, fătu-ți Dumnezei, Matia. Omore! Sunt încă tânăr! Și hainele? Ăsta a rămas. Nu l-a luat nimeni. Alelalte le-am dat de pomană. E sănătos, mama? De dragă. Și acum ce o să faci? Am muncit ca un drag toată viața, ca tu să înveți carte. Și acum? Păi o să te trimită să dai cu lopata. Doamne ajută. Marș! Mi să-mi spui adevărul, ce ai făcut? Că nu te arestau ei degeaba. Cât o fi ceasul? Uite în ce hal ești. Are să mai bătrân ca mine. Treane, lasă-l în pace. Da, ta, doamnă, să-ți vezi treaba, dumitale. Vorbesc cu fiul meu. Să rămână. Te las singur. Uite că avea dreptate Maci și Dumnezeu să-l ierte. Viața asta, tovarășa Calcan, e un mare căcat. Aleluia, aleluia, aleluia. Vorbești și te porți ca un animal. Dar nu mă miră să știi. Ce purtare ai? Nesimțit. Semnează-mi, te rog, asta. Matilda,
Înțelepciunea este un drum pe care tu n-ai să calci niciodată. Adică ce vrei tu să fac? Să renunț la propriul meu copil pentru că l-am fiat unul care intra la mine în pat când eu nu eram acasă. Niat! Bine. Tu te împizi, dame, te marci afară. Bine. Dacă nu vrei să semnezi, am să te denunț. Ce ai să faci? Am să trimit caietele tale. Memoriile tale metafizice, direct la securitate. Ăia nu o să priceapă nimic. Dar s-o găsi vreun coleg al tău, filozof, care să-i lămurească. Și când o să priceapă ăia cât ești de reacționar, o să înfunzi din nou pușcăria. Și nu o să te mai scoată nici dracu de acolo. Să dai buzna în casele oamenilor nesimțit. Și plin de păduchi și cu pretenții de tată. Păi tu ești tată? Ești tată, mă? Pentru că acum nu știu câți ani ai dat și tu de două, trei ori din curs și acum gata, te simți tată, bă? Bă, trezește-te. Ai dreptate, Matilda. Ce să fac eu acum? Să te spânzuri, dar mai întâi semnează hârtia. Bine, o să semnez. Dacă te mai culci odată cu mine. Acum. Ia să vedem noi ce o să faci acum când o să chem vecinii și o să te găsească aici în curul gol. Ce o să declare ei la tribunal? Că ești o curvă. Și că nu mai e ce căuta nici în partidul ăla comunist unde ți-a plăcut ție să lingi ca să te facă arhitectă șefă și nici lângă copil pentru că ești o stricată. Ce mai e de spus, Sfânta Paraschiva a doua? Te omor! Te omor! Hai, gata, ridică-te. Hai că am ajuns departe. Un final demn de timpurile moderne. Matilda. Hai, scoală-te, Matilda. Hai că ai scăpat de mine. Adio. Coșmarul s-a terminat. Hai sus, iubirea mea. Hai că te așteaptă o altă viață. Hai să ajungi regina Angliei. Ce stupizenie. Matilda, ce nu m-auzi? Sunt eu bărbatul tău, iubirea mea. Asta chiar n-a însemnat nimic pentru tine. M-ai violat. De unde știi că te-am violat? Dacă erai leșinată. O să mi-o plătești. Las că vezi tu. A, nu.
Eu te rog să păstrezi o amintire deosebită acestor clipe. Niciodată nu te-am iubit mai mult. De acord. Petrini. Caietele să mi le lași în cutia poștală. Iar ca să ajungi la tovarășul tău de viață, Calcan, ăla cu cariatidele, îți împrumut bufoica mea, plină de păduchi. O cunoașteți pe proscuța oa, care toată ziua se pelă. Ai completat? Da. Ia să vedem. Păi nu e bine. Uite aici unde scrie profesiunea, n-ai scris nimic. Lasă că scriu eu. Habar n-aveți să completați un formular. Câte clase ai? Multe. Multe, pădrac. Nu înțeleg nimic. Scrie cu literele tipar. Eu credeam că aici la dumneavoastră e aglomerație. E coadă. Urât mai faci, tu de afară. Fost profesor universitar? Da. De ce fost? Pentru că nu mai sunt. Ai avut necazuri? Da. Ai fost dat afară? Da. Ai suferit condamnări? Da. Te dai comun? Nu. Politic ajungi? Nu. Cum nu? Să primești răspunsul în scris, acasă. În fiecare sat al patriei noastre întâlnești azi lucruri noi. Lucruri noi, surdule, noi. Stai puțin că sună cineva. Răspunde tu! Nu! Vorbesc la telefon, răspunde! Sunt în baie, nu pot! În baie nu pot. Stai puțin, nu tu. Cine? Petrini. Petrini? Care Petrini? Victor, mă, Ioane. Victor Petrini. Numele ăsta nu spune nimic? Zima. Ba da, ba da. Multe. Chiar prea multe. Te sun eu imediat. Imediat. Și ce vrei? Nimic, vreau să fac pipi, dar mi-a trecut. Ioane, cine a venit la noi? Da, la apă și canal.
Petri, te întorci. Ia, ia niște semințe. Mulțumesc, domn profesor. Ia spune, ce faci? Te întorci la facultate? Care facultate? Nu m-au primit nici la o școală de asta elementară să predau ăsta abecedarul. Fii serios. Un om cu calitățile dumitale nu poate să fie lăsat la urmă. Nu la urmă, domn profesor. Mai jos. Fă-și de aici. Ești pesimist? Ai citit și tu cartea lui Moral, Avenir de noi inteligență și le vezi pe toate negru. De-aia spune-mi ce cu vocea dumitale. Ai ceva în gât, ceva, te înțeapă amigdalele? Nu. Am eu un prieten. Profesor la medicină, Marco. Care trage în cur cu arcul. Îl cunoști? Nu, domn profesor. E bancul ăla tâmpit cu Marco. Să te duci neapărat la el. E cam țignit, dar să știi că e o somitate în materie. Du-te, domnule, imediat la el. Nu. Uite cum ajung acum acasă, îl sun. Mulțumesc, lăsați. Fii serios, domn. Sănătatea înainte de tot. Ești om încât, da. Apropo, cât ai? 50. E, vezi? Te-a marcat vizibil nenorocirea asta. A. 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 Așa, așa, așa. Ia. A, e răceală. A, totul e curat. Migdalele, faringele. A. La. A. La. 1, 2, 3, 4, 5. L. Acuna. Acuna. Deștept. Nu e nicio răceală, e infecție. Facem analizele. Și dacă e cazul, îi tragem cu penicilină. Infecție de la ce? De la nimic. E? Chiar și când nu detectăm un focar inflamatoriu, infecția poate fi prezentă. Dumneata, domnule filozof, hai să primești imediat efectele și hai să execuți o internare. Ai lucrat în mediu toxic? Da. Vino cu mine. Unde? La slănic, în minerea de sare. Sare? Cât timp? 10 ani. 10 ani? Un deceniu? Da. Ai avut noroc. E inutil să te întreb dacă vă dădeau lapte. Inutil? Inutil. Da. Uite un cal alb. Dumneata, domnule filozof, ai suferit un șoc nervos în ultima vreme. Ia, domnule, o gură de aer proaspăt și du-te și te schimbă. Grigore, un borcan cu râme de alea roșii. Lezele! Permiteți? Bună dimineață. Dumneavoastră ați venit azi. De ce suferiți? N-aveți glas. Asta trece. Dar încolo, văd că vă simțiți bine, nu? Se poate trăi și fără glas. Uite, eu mi-aș da urechile ca să scap de râia asta, mâncărimea asta, care ne vrea de sufletul, domnule, îmi vine regulat. Nimeni nu știe ce e. Niciun doctor. Aiurea, cum să nu știe? Așa cum știu că am fost operat de ulcer, așa știi și tu ce ai. Boală de piele. Într-o zi o să ți se urce la ficați. Și o să ieși de aici cu picioarele înainte. De câți ani suferi? Păi, de 7. Și ce ai spus el profesorului când te-a întrebat? M-am ustura aici. A
Acolo sunt ficați. Ah, va să zică, dumneata, vrei ca să murim noi și să rămâi singuri. Așa e, domnule, e, află că eu sunt aici provizoriu. Vin regulat și provizoriu, așa să știu. Provizoriu, aiurea. Aici provizoriu sunt doar eu. Și cu dumneata. Înțeleg că dumneata n-ai glas. E, n-ai glas, o să înveți alfabetul ăla cu degetele și o să te descurci. O să gândești mai mult și o să fii mai inteligent decât alții. Afăm posibilitatea să nu spui prostii. Cu o zi înainte să mă opereze, vine ăsta la mine și zice, dă-mi ceasul tău. Cireșe, vișine, poftesc, dar n-am voie. Nu mă las. Dă-mi ceasul tău. Așa a zis. Ceasul meu merge cu precizie fixă. N-am treabă. Nu-l dau eu pe niciunul din alea extraplate, care merge după fabrica de împacheta fumul. Și vine ăsta la mine și zice, dă-mi ceasul să ți-l țiu. Să ți-l țiu, așa a zis. Dar el se gândea că o să mor sub cuțit și o să-l păstreze pentru el. Vopsitul dracului. Nici nu trebuia să viu. Nici nu trebuia să vii. Am uitat să-i spui soarele să te oprească la poartă. Tu să mă oprești pe mine, mai poți tu să oprești pe careva? Nu ți-a ajuns cât ai trăit, cât ai făcut, că m-a lăsat cu casa goală și singură să cresc un copil? Uite-i acolo, nici nu vrea să te vadă. Nici eu nu vreau să-l văd. E modelul tău. Nu vrei să-l vezi? Tu nu vrei să-l vezi. Uite că el vrea să te vadă. Vino, puiule, încoace. Mama. Uite, mamă, ăsta e tactul care te-a părăsit la 7 ani ca să bage oameni în pușcărie, să-i nenorocească și el să umble cu curve și să bată cârciumile. Uite că l-a ajuns pe el blestemul oamenilor. Blestemul copilului nu iartă, știi ce mi-a zis? Mamă, care-i boala mai grea pentru un om? Cancerul, mamă. E, pe tata să lovească un cancer. Și ai văzut? Ai văzut că așa s-a și întâmplat? Ieșiți că vă omor. Vă omor. Hei, hei, unde alergi așa ca un armăsar? La domnul profesor. Domn profesor e la pescuit. Hai, fugă-ți în salon. Dar
Păi nu pot, dragă Carmen, sunt în pielea goală. Hopa, pescuim? Sau ai vreun interes? Ce-i cu dumneata? Bun. Știi să anunți? Nu-i nimic. Avem o barcă, hai să facem o plimbare pe lac și să discutăm despre problema Madalei. Hai, urcă. Poftim. Urcă, domnule, ce dracu, domnule. Hai, urcă acolo, ești om serios. Hai, dacă vrei să discutăm chestiunea. Dacă nu, dă-te mai încolo, că n-am loc. Așa. Așa. Vom pluti. Ei, domnule filozof, șmecheria aia din gâtul dumitale, să știi că nu e cancer. Este o ciudățenie, domnule. O ciudățenie. Sunt fenomene care ne scapă, înțelegi? Ea poate să treacă în momentul de față, peste o săptămână, peste o lună, peste un an sau niciodată. Există țesuturi care nu se mai hrănesc. Și se usucă și la un moment dat, bang, cad așa cum cade o creangă uscată la un copac. Asta e. Am uitat undițele pe mal, mama lor. Of. Uite, vezi? La dumneata însă chestia pleacă de aici. Ai suferit un șoc. Ceva te-a dereglat, nu? Ei bine, tot un șoc o să te pună pe picioare. Cui pe cui se scoate? Dumnezei, Mati! Vezi că n-ai cancer, n-ai cancer! Du-te și te culcă liniștit! Avea dreptate, domn profesor. Dreptate, a zis că sunt țăcănit, nu? Sunt țăcănit, domnule, dar sunt genial, filozofle. Sunt genial. Vezi? Dacă veneau americane, acum pescuiam în Pacific, domnule, nu-mi balta asta. Du-te și te culcă și fii fericit. Mama lor a dreaptă în viață și mie de soate. Dar, vă rog, las-o. Mulțumesc. Săftico, vină și adună hârtile. Să nu călcați pe ele. Iara! A ce problemă? Pentru angajare. Da, ia să vină. Păi ăștia-s nebuni. Am un singur post la echipa de deratizare a orașului. Acceptați asemenea post? Deratizare, ce înseamnă? Trebuie să desfund haznalele? Nu, asta e alt serviciu, e altceva. Nu, că nu mă feresc, fac orice. Nu, noi ne ocupăm de distrugerea rozătoarelor. Șobolani, înțelegeți? Băi, teamă de șobolani? Foarte tare, dar trebuie să supraviețuiesc, nu? Ce trebuie, domnule? Am o curvă la bibliotecă care nu știu pe cine mă sare, că nu pot să o dau afară și încadrez un profesor universitar la deratizare. Dacă acceptați postul, vă promit că o dau afară pe putoarea aia și vă dau dumneavoastră biblioteca. Ce părere aveți? Cum spuneți? Păi, nu-i normal? Mă rog. Dar până atunci lăsați-mă să găsesc eu o soluție, vă rog, ieșiți până pe terasă, vă rog. Da. Săftica, condu-l pe domnul până afară. Vă mulțumesc. Să nu călcați pe acte, vă rog frumos. Nu. Nu le luați în picioare, nu sunt de valoare. Dar... Nu, nici o grijă. Bă, maților, ia fiți atenți. Ce se începe cu P, se termină cu ulă și se ia în gură. Pilulă, bă! Da, ce se începe cu P, se termină cu ulă și intră în mare? Să spune el. Peninsula. Ce se începe cu P, se termină cu ulă și face așa? Clopotul. Clopotul, mă. La margine de București, pe strada mea umbrită cu doi tei, cu un felinar și în colț cu un grătar, de mititei, la margine... Domn profesor, am găsit soluția. Băi! Atenție la mine! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți! Hai, tăi, dracul, mă, bocciule! La hai, gata! Gata! Să trăiești, șeful! Trăiască prostiile, v-am angajat un șef. Mă rog. Bună ziua. Cine voi avem de șef, domn șef? Uite așa, vreau eu, ceva împotrivă?
ca să nu mai arătezi gazul de pomană. Unde a fost alaltă, eh? Nu v-am raportat că nevastă mai bolnavă, vai de sufletul meu. E fost așa pe leroșe de Ted. Eu? N-a fost. Eu? Zău că n-a fost. Doamne, maică. Eu nu te mai ofensa așa de Ted, dracu. Dacă lucru. Da. Repede, dumnealui, dânsul e profesor universitar, e șeful vostru, să vă intre bine în cap chestia asta. Duci la magazie, dai o salubetă nouă-nouță. Înțeles? Executarea. Am înțeles. Sau poate vreți să dați voi ordine în sfatul popular, ai? Cine, noi? Noi. Șeful. Mucles. Hai, hai. Mucles, te-ai dracu jos, mă. Trăiți? Mai dă-te în gura, mă. Atacă, domn șef. Sar la piept sau la coaie. Au o coadă puternică. Nevasta alăptează. Stă așa întinsă ca o scroafă. Te încur pe măta de puturos. Da, măta, ce are, mă? Du-te și muncește! Fii atent că-i cu bube în cap. Fii atent. Și știți cum cară un ștulete? Îl așează pe unul de-al lor pe spate și pune porumbul pe burtă și îl ține cu lăbuțele. Și ăilalt să-l trage de coadă. Haide, domnul Bacalovru, ai mai repede, adică, că te domnul afară. Profesor de facultate, o înșpiți la șerpe. Auzi, tati, să știi că dacă se ia de salariu, eu îl bag în chizda, mă. Ce dracu se ia de salariu, mă? Mă, tu ce te bagi? Pământ de flori! Pământ de flori! Hai la pământ de flori! Dacă l-ai rupt. Haide, bă! Haide, domnul dracu, nu mai pot, mai dă și tu. Hai, zău. Haide, domnul Bacalogul, lasă-i dracu, că mor și singur, zău așa. Pe cuvântul meu de onoare. Hai, tăticule, hai, bibicule, așa, așa. Hai, domnule, să ne grăbim, că după aia mergem să bem un șpriț. Uite, face cinste domnul profesor de facultate în caia și gâra lui. Acum el e șeful, bagă de seamă. Dar în biza, acum și. Uite, trebuie să muncești, e exemplu de la el, învață. Domn profesor, luați-o pe asta, ăștia sunt săritori, sar la ouă. Mă, Belitule, dacă mai lovești dată în cur, îți cal capul, beții ordinar. Aoleu. Ce-a zis? Ia întreabă. Upa aici. Și acolo. Le-am prost. Ia uite, mă, cum lipește acolo cu domnul Vintilă. Mâncaia sufletului de șef. Ce crede? Ce-a plecat el de la facultate? Pupațeaș creierul ăsta de savant. Domn șef, spuneți-mi nenorocit ăsta să muncească. Ia uitați cum stă ca Vita, zău așa. Aoleu! Mamă! Mi-a luat peisajul! Ia uite! Fiți atenți să nu sară! Păi cum am mușchit? Unde e? Unde e? Uite! Uite! Dă-i! Oh, mă! Oh! Bravo! Ai dat lovitura! Tu! O să iei premiul de stat! Nenuțe, ce-i supărat, mă? Lasă tăticul, deschid eu, da minor. Draga mea, aule... Pardon. Foaie verde, mă, domnesc, măi. A, bine ați venit, domn Bacaloglu. Poftiți. Am iubit și am să iubesc. Luați loc. Măcar de mă prăpădesc. Poftiți, luați loc. Haida, haida, de trei ori. Să-ți miroasă gura. Ai haftulori. Și buzele ar mișunele. Mușcarea regală. Domn profesor, domn profesor. Ăștia e oamenii cu ăștia de filăm. Nu-i nimic. Amboală la părucreț. Părucreț făcutinele. Amboală la tinerele. Haida, haida, bobuleț. Amboală la părucreț. Părucreț făcutinele. Am boală la tine. Șarpe! Nu mai e domnul Bacalogu șeful nostru, mă? Acum avem altul. Pe dumnealui, profesor la facultate. Ehe, știe partidul nostru ce face. Știe, Nerica, știe? Chii, frate? Ce dorește, domnii? Păi dumnealui comandă, că el e șeful nostru. Are lovele de la facultate. N-ai obraz, mă. Ne face cinste. Lasă-l în pace. Ne face cinste. Hai, Sictir. Eu vă plătesc numai băutura. Mâncarea și-o plătește fiecare.
Vinile negru pentru toți și o văd că mare pentru mine. Înțeles. Neluță, ceva finesc pentru domn șef, te rog. Eh, ce zici? Ia uzi. Mamă, îl umple! Aoleu, te îmbogățești! Ți-am spus-o că-i boier mare, mă! Na, ține! Alo, alo, alo! Păi bine, mă, suflete! Ce-i asta, mormântare? Facultate, domn șef. Să nu mai spui, domn șef, că te omor. Hai, pupă aici! Stai așa, mă, nu mișca! Că ți-a mutat folga din loc! Stai așa, mă! Poate-ți bă limba în gură! Ce-i limba în gură, mă? Ai căutat-o cu lumânarea. Păi cum îi spui tu, mă, tu la domn profesor? Ați crescut porci împreună? Uite că te-a caftit, ca să-ți bați mințile în cap. Domn profesor, ia să vă văd mâna. Târnăcop. Ce ați avut cu mine, domn șef? De ce m-ați bandit? Să nu mai îmi spui, domn șef. Asta e valabil pentru toți. Te-am pocnit pentru că mi-ai vărsat vinul pe pantaloni. Păi n-am vrut! Da, ai făcut-o din adres. Dă-te la o parte. Ăsta lovește oameni, domnule. A venit să facă cinste, voi ați început miștocheria. Ia auzi. Și mai ce? Tăticu, să știi că-s cu pleoapă pe tine. Dacă ciripești ceva la băieții, ai căcat-o. Pardon, aici mă pici și pe tine, mă, amărâtule. Sărbători de angajare. Te-ai angajat? Da. Unde? La deratizare. Unde? La deratizare. În altă parte, n-ai putut să te angajezi? Nu. Acolo m-au repartizat. Nu dai seama că ne faci de râs? Da ga da 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 da ga da. Urcă trenul peste munți, ca un șarpe lung, cu țigări naționale,
sus la deținuți, capitanul Stimitale. Zic că te-ai angajat. Da. La deratizare. Da. Dacă te-ai angajat, înseamnă că ai bani. Da. Păi dacă ai bani, înseamnă că poți să-ți iei o cameră cu chirie. Nu mai zici da? Da. Atunci fă bine și mâine dimineața adună-ți toate cărțile. Și lasă-ne. Du-te cu Dumnezeu. Newton. Ce faci, domne? Bună ziua. Ce faci? Mi s-a spus să vin aici. Hai, vino. Vrei să guși puțin? Hai. Greu încolțit. Nu, mulțumesc. Să nu mai mănânci carne. Știi câte toxine elimină un porc la tăiere? Nu. Enorm. Enorm. Ia zi, Petrine. Tu ai fost profesor universitar, hă? Da. Și chiar ai stat pe catedră și ai predat filozofia? Da. Și studenții te asculta? Bineînțeles. Bineînțeles. Și la slănic ce ai făcut? Am lucrat în mine. Chiar ai lucrat? Cred că știți foarte bine ce am făcut acolo. Și ce ai zis tu așa ca filozof când te-ai trezit cu roaba în mână, hă? Un universitar la filozofie nu este neapărat un filozof. Ce este? Un simplu profesor. Un simplu profesor? Ia loc aici. Aha. Cât ai stat acolo? 10 ani. Și mai ții minte ceva filozofie sau ai uitat tot? Nu, n-am uitat nimic. Zici și mie două idei. Ce fel de idei? Păi nu zici că ai predat filozofie și că n-ai uitat nimic? Da. Două idei filozofice. Filozofice? Da, două idei filozofice. Cuget, deci exist. Ce e asta? O idee filozofică. E a ta sau e a altuia? Nu, nu este a mea. A cui e? A unui mare gânditor francez. Ce înseamnă asta? Că este foarte sigur că există, din moment ce gândesc. Mare brânză. Este lucru sigur, o idee filozofică. Lucru sigur, idee filozofică. Păi cum adică? Dacă nu gândesc, nu există? Păi uite, grâul ăsta încolțit. Sau un cal, sau un măgar. Nu gândește. Înseamnă că nu există? Nu pot să spun că nu există, dar e foarte sigur că eu exist, din moment ce gândesc. Hai mai zi, alta. Totul este bine în cea mai bună dintre lumile posibile. Păi asta e o lozincă. O fi din Marx, hă? Da, poate să fie. Dă una de-a ta așa, nu știi? Nu. Păi de ce nu știi? Pentru că nu am. Dar să-ți de intrigeai. Să-ți dai una care nu sunt mare filozof. Omul e un intrigant. Ce zici de asta? E bună? Sunt oameni care se țin de intrigi, dar eu îmi văd de treaba. Da? Și dacă eu ți-o dovedi contrariu, ce să-ți fac? Ha? Vei fi de acord, filozofic vorbind, să te dau afară? Ce zici? Ia ridică-te în picioare.
Hai, ridică-te în picioare. Și să-ți vâr la dosar o hârtiuță din care să reiasă că te-ai angajat aici la noi ca să arzi gazul și să o dai afară pe curva aia de la bibliotecă și să iei tu locul? Ai zis că nu te ții de intrigi. Păi dacă află fata aia de la bibliotecă că ai făcut o curvă, te dai în judecată. O să te avansăm, sigur că da. Dar acolo, la tine, la deratizare, nu la bibliotecă. Hai, pleacă de aici. Bă, Petrini, ia stai așa. Ce faci tu cu banii? Îi dau pe curve și pe băutură. Zău, mă? Eu credeam că voi ăștia, filozofii, nu aveți... Ba, avem. Da, aveți? Stați tovarășul la un loc. Să lași fata în pace, auzi? Dar odată așa la un chef, invite-mă și pe mine. Serios. Ori voi credeți că noi ăștia și de cadre nu știm să ne strângem, da? Ce ți-ar mai place ție? Ce te-ai mai lăuda? Cum m-ai șantajat tu pe mine? Hai, închide ușa pe din afară. Concluzia tovarșului Strate ar fi următoarea. Decât un filozof ofticos, mai bine un măgar sănătos. Vă rog să merg, dați rămâne o glumă, vă rog frumos. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Sigur, este și vina mea, tovarăș, că nu am găsit încă suficiente mijloace de convingere. Eu nu neg importanța sportului de care răspunde tovarășul Strate, cel citat mai înainte. Minte sănătoasă în corp sănătos, cum spuneau cei vechi, nu? Pentru că sportul, la urma urmelor, are această menire. Însă și importanța culturii, tovarăș, nu trebuie lăsată mai prejos. Șoaie! Mulțumesc! Are de bine. Mineta? Petrin... Ia-ți-mă! Ce-mi tine aici? De tine ce-i? Dai drum la facultatea? Da, da. Sper că nu te-au exmatriculat din cauza mea. Nu, nu, nu. O, vin. Și ți-ai ratat cariera. N-am ratat nimic. Da, nimic. Hai să râzi. Voiai să te faci filozof? Mm-hmm. M-aș amuza să fie adevărat. Tovarșa bibliotecară? Da? Tovarșa bibliotecară, este adevărat că dacă îți pierzi o carte, trebuie să o plătești de 3 ori? Bine, așteaptă-mă puțin. Așteaptă-mă, te rog. Ce-i cu tine? Ești bibliotecară? Da, da, te-ai insulat? Nu. Atunci, la patru, la locul știut. Da. Bitu. La patru fix? Hai, mai repede, mă, mai repede, jur, mă, ce vă mișcați ca amelci? Hai, jos, jos. Hai, toată lumea pe scări. Așa, Tudore! Tudore, vină mai repede, mă. Hai, hai, hai. Domn profesor, vă salut. N-am uitat chestia aia, să știți, am ședința asta de o vreme care mă... Chestia cu biblioteca nu ține, mă, domnul, mă, să de nebunesc. Biblioteca? Nicio problemă. Îți alegi un om care îți convine, mă, tare, vii cu el la mine și vă promovez în altă activitate. Ok? Domn șef, hai! Imediat, vă dă-te, dracule, vină acum. Haide, da. Vă salut, domn profesor. Vă rog că ați făcut. Ați auzit ce a spus domn profesor? Să nu-i apuce iarna, dar toamna poate să ne apuce. Pentru mine n-are niciun fel de importanță. Dar pe dumneavoastră este mai bună munca asta de feștelală decât să tragi toxic în nas. Este, domn profesor? Este, este. E mai curat. Da, mai curat. E. Așa că s-o lăsăm mai moale. Nu lăsăm mai moale, domnule. Ei, ce... Aer, domnule, ce aer. Aoleo, lăsați-o mai mare, domn profesor. Lăsați-o mai mare. Ce aer, domnule. Hai că-i dat un amin.
Am dat-o pur și simplu, nu m-am gândit la ea, așa, spontan. Sunt convins. Stai așa, odată când eram în pușcărie, pe un viscol mare, stăteam în celulă cu niște oameni mari. Unul fusese general, altul secretar de stat, altul ziarist, iar altul măsa pe gheață, dar ăsta era mai deștept decât toți ceilalți. Și zice ăsta: domnilor, ne plictisim. Orizontul de ceară mă învăluie și îmi face impresia că mă golește de eul meu. Fiecare purtăm în noi o lume. Haideți, domnule, să ținem fiecare câte o prelegere, zice. Lăsați-o, dracu, domn profesor. Uitați. Dacă o ținem așa până mâine, am rămas șomer. Hai că stau și eu, ță. Dar nu mai e zicere cu prelegere. Zău, v-a plăcut? Da, pe cuvânt. Da. Și începe să povestească generalul despre războaiele lui Iuliu Cezar. Și pe urmă încep și ceilalți să povestească. Subsecretarul despre bătălia de la Kursk, ziaristul bâm-bâm cârnaț. Și zice ăsta: mă, Vintilă, ia zi și tu ceva. Și mi-aduc aminte de un necaz al meu. Domn profesor, nu vă spun cum m-au ascultat. Tăcuți, serioși, nu m-a întrerupt niciunul, n-au râs, n-au plâns. Și zice ziaristul: mă, Vintilă, dacă eu acum aș fi liber, aș face din tine un scriitor balcanic. Și-a pomenit un nume, adică că ăla aș fi ajuns. Tăi, mama, măsii, că mă chinui de 3 ani de zile să aflu cum îl cheamă pe ăla cu care semăn eu și degeaba. Panaiti Strate și-l cheamă. Păi, uite ce înseamnă să ai carte. Tăi, mama, măsii, dacă trăia sora mea, Dumnezeu să o ierte, mă înscria și pe mine la un liceu și astăzi eram departe. Da. Visul meu era să scriu cărți. Un scriitor balcanic, ca Panaiti Strate. Asta e. Așa mi-a spus. Salut, Victor. Am fost la sfara tăvarășului Strate, mi-a spus să-ți te găsesc. Hai, Sictirione. Voiam să ne întâlnim, să te invit la brasserie, să stăm de vorbă. Eu înțeleg că ești foarte ocupat, dar o prietenie trebuie și alimentată. Nu sunt alte valori ca să o sacrificăm. Vintilă, tu-l cunoști pe asta? Nu, domn profesor. De unde dracu? Nu ți-ți minte să te fi supărat cu ceva? Poate atunci când ai venit la mine, dar eram cu cineva, tu abia scăpasești de la... Înțelege și tu. Flus. Da, bun. Acum să te închid, da? Să știi că am plecat și eu de la universitate. Acum sunt redactor șef la Luceafărul Literar. Nu-i nicio problemă să vii să lucrezi și tu în presa literară. Scrie și tu un articol în cărți, prima de ziua. Îți spui puțin ce vreau și încă, ca toată lumea. Și gata, e salvat. Salvat! Bine, dacă nu pleci în clipa asta, te rup în bătaie. Da. Eu mențin propunerea. E o copilărie. Du-te mai pe pleșcă. Victorie, ce faci, mă, băiatule? Bă, la tine mă gândeam. Telepatie. Hai să bem ceva. Nu, nu pot. Hai că am o treabă cu tine. Victoria a început să mă apuce sila. Mincinoși, turnători, paștele mamilor, pentru câțiva lei, vom și pe tasul.
dat ce s-a întâmplat. Citește asta. Nu, mă, nu. Cum o să cred eu că ai omorât pe cineva? Cine semnează? Lasă-mă, dă-l dracului. Un turnător nenorocit. Dar eu trebuie să dau curs la asta, înțelegi? Sănătate. Mă obligă legea. Da. Dacă erau timpurile alea care le știi tu, nu mai stăteam noi de vorbă. Ochelari negri, mașină neagră, zdup. S-au schimbat vremurile. S-au schimbat vremurile, trebuie să schimbăm și noi oamenii. Și ce trebuie să fac eu? Să semnezi un angajament. Asta ce înseamnă? Mai nimic. Stăm așa la o băutură din când în când. Și mai schimbăm o vorbă. Hai, mă, ce dracu. Dacă voi, intelectualii care a suferit, nu puneți umărul, cum să scăpăm de jigodile astea? Zici și tu. Victorie. Mă, băiatule. Rupem asta sau nu? Ai ajuns aici. Ai uitat cheile pe din afară. Ai lăsat cheile. Ca altă dată? Ca pe vremuri. Unde-i patul? Peste tot. Ce-i cu vocea ta? Mai poți să-ți bag una în buzunar? Da. Că nici eu nu mai sunt la fel. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba nu. Ba da. Ba nu. Mă iubești? Da. Mult. Cât de mult? Foarte mult. E bine? Nu. Extraordinar de mult. E bine? Nu.
cel mai mult. E bine? Nu. Ești cel mai bine între pământeni, așa-ți place? Nu. Atunci mai te moaște. Mai e sau nu mai e de nevastă? Mai e sau nu mai e de nevastă? Te iau! Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Hai să sărbătorim 3 ani de când ești aici. Care 3 ani? Că la vară împlinim 3 ani. Atunci sărbătorim 6, cu aia 3 din tinerețe. Ia. Noroc. Dragă, de câte ori trec prin podul ăsta când vin de la toaletă, mă sperii îngrozitor. Ar trebui să facem ceva. Hai să-l mobilăm. Cu ce? Mergem la tine în garsoniera aia misterioasă și o golim. La 152. A, nu, 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 nu. De ce? Nu, asta e o casă cu alte amintiri. Unde am pus-o? Pe birou. Ce zăpăcită sunt. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta? O idee filozofică. A cui? A mea. Adică cum dacă dragoste nu e, nimic nu e? Adică nu e caietul ăsta, nu e masa, cărțile, eu, nu-i nimic? Exact. Ești deștept? Ia vezi mai bine ce ți-a adus iepurașul. Iepurașul? Mm. Unde? Tot pe birou. Asta? Mm. Ești un prost. Victor. Cheile, am uitat cheile. Vezi că sunt în dulap în geanta aia mea neagră acolo. Nu vreau să mă întorc din drum, că merge rău după aceea. Haide, nu te supăra pe mine, știi că sunt superstițioasă. Unde? Jos, iubitul meu, jos. Poate mi-explici și mie ce e cu duminicile astea misterioase. Acum ți-ai găsit momentul? Le-am încercat pe toate, îl încerc și pe asta. Mi-ai jurat că nu mă întreb niciodată. Sunt bătrân, sunt împit, dar ești nevastă mea. Încă nu? Ce cu biletul ăsta? Nu știu. Cine spune ție bilet? E de la taică. Dacă a venit până aici, înseamnă că e destul de serios. Tu nu vă vorbiți? Nu. Inutil să întreb dacă vii tu cu mine. E ultima oară, Victor. Îți jur. A și gata. Petrini? Da? Te iubesc, măi. Pa, dragule, pa. Sunteți fiul? Da. Să știți că e pe ultima sută. Acum i-am făcut prima morfină. Vă pot ajuta cu ceva? Da. Ar fi bine să vă interesați, să-i faceți rost. De ce? De morfină. Nu se prea găsește. O să aibă dureri? Mari. Deocamdată e la început. Și cam cât o să mai dureze? Eu știu. O lună, poate și mai mult. În orice caz, eu am să mai trec zilnic pe aici. M-a plătit? Da, da, nicio problemă. Bună seara. Nu te seama lăsați. Nemernicule! Mai încet, că te aude doctor. Ei, da, uite, acum ți-o fi rușine de lume. Dar o viață întreagă cât ți-ai bătut joc de mine nu ți-a fost. Te pupai cu curva de sub în fața mea și după aia plecați de gât ca să te întorci a doua zi să te spun să te calc.
N-ar mai arăta o Dumnezeu acolo unde e acum. Și tu acum, uite, eu de 40 de ani mă rog de tine. Nici măcar atât de simț n-aveai să nu te întorci cu ele la mine să ți le spăl. Ce le spăl, da? Uite așa. Ca să-i fac să înțelegi că ești un nemernic. Ai fost și ai rămas un nemernic, asta ești. Eu mă duc să-l conduc pe doctor. Foarte bine, du-te, du-te. Și viu înapoi. Să vii când te-i chema eu, auzi? A plecat. Doctorul a plecat? Da. Bine că n-am auzit tot circul ăsta, că ne făceam dracului de râs. Acum dacă i-au mai trecut durerile, s-a făcut mai rea. Unde-o fi sticla? Dar ce eu? Unde am pus-o? Lasă-o să vorbesc, că se descarcă. Oi fi băut. Nu vorbi tu așa, că de 40 de ani nu m-am atins de ea. Am trăit ca doi străini. N-am simțit asta. N-ai simțit nimic. Bă, omul când moare, iart. Asta nu o să mă ierte nici când o lua o Dumnezeu. Lasă că și Mata l-ai înșelat-o cu tanti Cecilia, nici măcar nu v-ați ascuns. Ce-ți fac? Am înșelat? Cum vine asta? Era doar sorța. Cum era să o împiedic să zvârlă așa ca nebuna de gâtul meu, nu? Când m-am domnit, a spus să retrag, dar... Du-te și bea ceva. Chiar mă duc să mă bat. De dragul. Să nu mâna? Ce, mă? A venit iepurașul. Ce stai să mamă? A plecat tatu? Da. Ce să fie, doctorile mele? Uite-mi și pun mâine, dracu, de la ele. Ia. Ia uite. Tu aștepți pe aia să se întoarcă, a? Nu. Ei, nu. Păi dacă nu mai iubești, de ce nu-ți cauți și tu o femeie să te însori? Ce mai aștepți? Aoleu, că o să iei o babă ca tine, mai de viața și de sufletul tău. Ce-s astea? Mă însor, mamă. Ah, ce cald e. Cu cine? Cu Nineta. Ah. Nineta, da. Păi dacă te însori cu Nineta, de ce n-ai venit cu ea la mine? N-am putut să vin astăzi, vine mâine. N-am putut să vin astăzi, vine mâine. Auzi? Dacă nu vii mâine cu ea la mine, să nu mai vii. Doamne ferește. Nici să mă îngrop, nici să-mi aduci flori. Acum du-te, hai. Ia și astea.
acum potorbește deodată. Mă măriți ultima oară, înțelegi? Te măriți? Înțelegător, și dacă te pot măriți, să mă culc asta înseamnă că nu mi-o mai dai. Când erai nenorocită și ai venit la mine să te angajezi, mi-o dădeai. Atunci eram bun, acum gata, nu mai... Nu fi prost, te iubesc. Știi că nu m-am culcat cu tine din interes. Dar nu pot să mă uit în ochii bărbatului meu după ce mă culc cu tine. L-am găsit pe el, mă ia de nevastă. Găsit pe prostul ăsta. Da, da, el mă ia, tu n-ai să mă iei niciodată. Tu nu poți să divorțezi. Haide, du-te de aici, că te văd vecini niște compromise, te rog. Nu compromit? Te pomenești că faci o anonimă, tovarășul e... De aici, buracul, de aici, porcule, ce ești! Ia-ți dracu' zdrențele și pleacă de aici, du-te, dracului! Te-n pista, mătii! Nu jur că-ți... Curvă! Oh. Mă piși. Să nu pot să ții lângă mine ce iubesc. Nu pot. Victor, te rog, te implor, nu-l denunța. E puternic să nu-l distrugi. Să nu-l distrugi, că mă omor. Te rog. Rog. Te rog. Te rog pe Dumnezeu. Nu mă nenoroci. Doamne, ajută-mă, Doamne! O, Doamne, ajută-mă! O, ce nenorocită să... Stai! Comănescu. Justin. Aștept problemele noastre.
Aștept ordonanța dumneavoastră. Aștept ordonanța. Părinte!